În același timp, dacă persistau, Doamne ferește, problemele cu Instagramul, nu am fi avut ocazia să ne uităm peripit la clipul postat de următoarea noastră invitată acum câteva zile. Raluca Angel, căci despre ea este vorba, a urcat pe scenă și a cântat alături de unul dintre cei mai iubiți artiști canadieni, Garou, cu care, vă aduceți aminte, am stat și noi de vorbă în direct. Să revedem câteva secvențe cu acest duet memorabil și revenim. Give a big applause for Raluca! Next to you is goosebumps. Absolut superb, absolut superb. Raluca, bine ai venit. Bine ai venit, Raluca. Nu știu cum ai făcut față atunci. Bine, tu erai și ești obișnuită cu scena și cu publicul, dar să cânți cu Garou e... A fost un vis la care nici nu visam. Și a fost și o excepție, pentru că în tot turneul lui mondial, Garou is back, nu a mai acceptat să cânte alți artiști în deschiderea lui și cu atât mai puțin în duet cu el. A fost un privilegiu de care mă simt onorată și... Dar cum s-a întâmplat? Exact. Că noi suntem foarte curioși. Cum a venit telefonul? Domnul Paul Nancă a trimis niște materiale cu câțiva artiști și cu mine către echipa de management a lui Garou și ei m-au selectat pe mine și au acceptat să cântăm împreună și acest duet. Și după ce ai răspuns, ai închis telefonul. Exact. Ce ai făcut? După ce am închis telefonul, m-am umflat de plâns. Plimbare prin casă, nu? Plimbare prin casă, am zis că nu se poate așa ceva. Cui ai dat vestea prima dată? Mamei mele și soțului, bineînțeles. Ei sunt probabil cei mai înfocați fani ai mei, mama și soțul meu. Da. Cum ați ales această piesă? Și dacă ați repetat-o înainte? Am repetat-o doar cu 20 de minute înainte de concert. A venit către mine la un pian, am stabilit tonalitatea, totuși dădea coate cu cel care ne acompania la pian și spunea: "Oh my God, he sounds like Celine Dion, beautiful voice." Vă dați seama, vorbele acestea din partea lui pentru mine sunt extrem de mari. Și s-a comportat minunat cu mine, adică mi-a reconfirmat faptul că artiștii de valoare sunt modești, indiferent de cât succes ar avea. Chiar cum e Garou ca mod de lucru? Extraordinar, pe cât de mare, pe atât de firesc în comportament și implicat, că mă întrebai de modalitatea de lucru. Adică până nu am dus la capăt toate detaliile duetului, nu am urcat pe scenă. Și apoi pe scenă? Și apoi pe scenă m-a prezentat foarte frumos, a vorbit foarte frumos de mine. Reacțiile lui au fost extraordinare. Părea că îi se face pielea de găină cumva atunci când cântă cu mine și... Nu știu, a fost, cred că, un moment unic de care mi-am dat seama mai mult acasă, când am văzut cum curg mesajele oamenilor de felicitare și îi mulțumesc domnului Paul Nancă că mi-a dat ocazia să cânt cu acest mare artist. Acum au fost orele de dinainte. Știu, noi am făcut un Skype cu Garou. Da, eram știu lângă că el. Erai acolo. Da, eram lângă el când a dat acel interviu și a vorbit frumos. Și atunci despre mine... Ne-am întâlnit la hotel, când am coborât din hotel să mă întâlnesc cu el, îmi bătea inima ca la iepuraș. Și am zis: Doamne, oprește-mi cumva bătăile inimii, că nu știu cum o să urc pe scenă așa. În tot acest timp, unde erau copiii tăi? Erau acasă? Copiii erau la mama acasă, în Mangalia. Ea s-a ocupat de ei pe toată perioada, cât am făcut repetiții cu bandul la Constanța. Am cântat în deschidere cu un band coordonat de Adrian Stavian, cel care mi-a compus majoritatea melodiilor, inclusiv hiturile din trupa Angels. Apropo de copii, în primul rând vreau să te felicit. Ai 5 copii și întrebarea mea este: cum te descurci cu toți? Când unul vrea ceva, celălalt vrea altceva, cum îi aduci la un numitor comun? Am învățat, îți dai seama, de atât timp sunt în preajma lor, așa ca albă ca zăpada cu cei 5 pitici. Hai să vedem. Dacă George, așa, hai să lăsăm poza. Te rog să-mi spui numele lor în ordinea numerelor de pe tricou. Trebuie să lăsați așa pe poza aceasta. Mă apropii? Da, hai să ne apropiem. Deci, avem Emilian, așa. El este cel mai cu minte. Fan Papillon, da? Sau a fost impus, la impuse? Impus pentru poză. Așa, Emilian. Da, Serafim e cel mai mare, acum are aproape 14 ani. Anastasia, 5 ani. Maria. Casian, 12 ani.
15. Da. Nu spun care e cel mai groaznic, dar el e cel mai cuminte. Asta el e cel mai cuminte, Emilian, al patrulea. Deci trebuie să faceți patru copii ca să ajungeți la cel mai cuminte. Dar există și un cel mai groaznic. Îmi dai voie să ghicezi? Nu spun că... Cumva au momentele lor când... Deci... Eu cred că e una dintre fetițe. Una dintre fetițe. Sper să nu se supere pe mine. Nu, e foarte cuminte și mă ajută cel mai mult în treburile gospodărești. Da. Este excelent. Cum e la voi chiar în weekend? Cum? Gătiți împreună? Cum? Gătim, dai seama, la oală mare, ca la cantină. Câți litri de ciorbă faci? 7, cam așa. Mai mult de 2 zile oricum nu mănâncă nimeni mai mult din aceeași mâncare. Deci trebuie cam zilnic să am altceva și altceva. Ce avem gătesc aici? Dulciuri, plăcinte. Îmi place foarte mult să fac plăcinte și să le fac cu ei. Bine, vă dați seama ce se face numai făină prin toată casa. Dar... Mai devreme cumva... cel mare cred că dădea cu pumnul. Dădea cu pumnul. Pasionat de full contact de... Da, au vrut ei să vadă cât, ce viteză prind atunci când dau cu pumnul. Chiar ce pasiune au, ce hobby-uri? Merg spre cel muzică. Mare face chitară de mai bine de un an de zile. Al doilea e cu fotbalul, e fotbalistul casei. Are meciuri chiar importante săptămânal. Este înscris și la Federația de Fotbal. Uite și aici joacă fotbal. Aici eram la un botez. Pentru că obișnuim să cununăm de obicei anumite familii după care și botezăm copilașii. Da, acesta este cel mai recent videoclip pe care l-am făcut cu secvențe din viața noastră de zi cu zi. Din vacanțe? Din vacanțe, pe unde mergem. Da. Mergeți și în parcuri de joacă, am văzut. Mergem peste tot, cluburi de joacă, la munte, la mare, mai au și prin concerte. Acum mergeți în vacanță cât 7 oameni? Da, depinde. Sunt momente când îi las la Bacău, dacă am concerte prin zona Moldovei, momente când îi las la Mangalia, dacă am repetiții în Constanța cu bandul, ne împărțim cumva. Acum, de exemplu, i-am lăsat la școală, până la ora 12, 2, 3 sunt la școală, după care îi ia soțul și se ocupă o altă doamnă de ei. Raluca, ce pot să zic? Pe noi deja mă sperie concertul, nici măcar unul n-am, exact. Cu 5. Mulțumim foarte mult că ai venit azi pe la mult. Și mult succes exact în proiectele tale. Mulțumesc, urmează noi concerte și abia aștept să le onorez.